În 12 octombrie 2010, un bărbat care îi era prieten polițistului a făcut accident cu mașina pe care omul legii o împrumutase, deși acesta nu avea RCA. A urmat un lanț de infracțiuni pe care polițistul le-a pus la cale pentru a ieși din încurcătură. Mai întâi a mutat accidentul pe raza unei localități aflate în zona sa de competență pentru a nu afla colegii polițiști de el. A eliberat în fals o autorizație de reparație a mașinii pe care prietenul său o avariase și, mai mult, a schimbat ora accidentului pentru a avea timp să-și facă poliță de asigurare ca să poată plăti reparația celeilalte mașini avariate. Polițistul i-a determinat atât pe cel care provocase accidentul, cât și pe proprietarul mașinii avariate să declare în fals o altă dată a accidentului, precum și o altă stare de fapt la societatea de asigurări. Până la urmă, societatea de asigurări a achitat reparațiile în valoare de aproape 4.000 de lei, dar infracțiunile au fost descoperite ulterior de ofițerii DGA și după 5 ani de la comiterea lor, polițistul a fost trimis în judecată de parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți.